E acel, am toată poliția în spate. Uite de ce e în spatele meu. Bă, dar unde sunt tankurile? Like, for real. Au dat ăștia update? La asta nu m-am așteptat. What? Am scăpat, nu cred. Salut de troll, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un episod. De această dată ne jucăm GTA 5 și am revenit din nou cu un nou challenge. De această dată o să vedem cât putem rezista cu volanul urmăriți de poliție. O să fie destul de mare nebunie. Haideți să-i dăm drumul, guys. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să continuăm seria și să lăsați în secțiunea de comentarii ce challenge-uri vreți să facem în următorul episod. Pentru că la ultimul clip s-au strâns o grămadă de like-uri la clipul cu... Haideți să respectăm regulile. Astăzi o să facem exact inversul, așa că să ne cât putem rezista urmăriți de poliție cu 5 stele. Vedem, avem această bucățică de mașină de T20 Forțini, acest McLaren bombeu. Și o să ne ducem cu el în momentul de față la tunat, pentru că avem nevoie neapărat să-i punem cauciucuri blindate, să avem acolo bulletproof tires. Și poate punem și niște armură puțin ca să facem puțin față, că dacă nu avem bulletproof tires o să fie foarte imposibil. Și guys, vreau să-mi spuneți încă de acum, de la început, cât credeți că o să rezist eu urmărit de poliție cu 5 stele? Eu sincer habar n-am, pentru că mulți dintre voi știți deja, pentru că la 5 stele vin tankurile, deci deja devine complicat. Bă, ăsta pe bune s-a oprit și efectiv s-a oprit. Nu m-a lăsat să trec. Lasă-mă, frate, să-mi tunez mașina. Haideți să ne tunăm aici rapid la Los Santos Custom. Și după cum vedeți, am schimbat și poziția la facecam, pentru că așa puteți vedea mai simplu cum schimb. Și pentru că ni s-a alăturat ceva aici în stânga, un membru nou în familie, butonul de la YouTube, o să postez și pe Instagram o poză, așa că duceți-vă pe Instagram AndreiRocu2DI și dați un follow, pentru că acolo o să vedeți mai exact cum arată butonul ăsta îndeaproape. Din păcate voi nu vedeți ce repar eu aici. O să-i punem armură, bulletproof tires, perfect, și niște turbo, gata. Acum ar trebui să fie rachetuță. Ar trebui să fie rachetuță, nu vreau să o tunez eu foarte șmecher, pentru că vreau să ne ia destul de puțin. Deja filmăm de 3 minute și nu vreau să pierdem timpul. Ideea e că suntem gata. Deci, nu uitați. Deci nu uitați, spuneți în comentarii cât credeți că o să rezist. Eu zic că o să rezist, nu știu, 3 minute. 3 minute eu zic că o să rezist. Trebuie să rezist 3 minute, nu-i așa? Ghiciți în comentarii rapid cât o să rezist. Poate rezist chiar destul de mult, habar n-am. Deci trebuie să scriem fugitive și deja avem poliție. O să trească să jucăm decât în first person și haide să dăm drumul. Deja am început, guys. Filmez de 4 minute, hai să vedem cât rezist. O să ne ducem pe autostradă, pentru că este cam singura noastră șansă ca să scăpăm așa de poliție. Mamă, 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 mamă. E nebunie câtă poliție e pe aici. Oh, nu. Oh, nu, 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 nu. Dă-i pe aici, de pe aici, de pe aici. De pe aici, rapid, rapid, rapid. Aolo, aolo. Nu voiam să iau pe aici, nu voiam să iau la dreapta. Mă lovesc ăștia în spate. Mă lovesc ăștia în spate și nu e mișto că nici nu pot să văd exact. Aolo. Hai, hai, perfect, pe aici. Pentru că vreau să ies del Pero pe aici, pe aici. Cred că e ok, pe aici, pe unde am luat-o acum. Sper că am ieșit bine. Te rog, ok, da, am ieșit bine, ok. E bine, e bine. Vreau să ies din oraș, deci vreau să ies din oraș. Cred că e o idee destul de bună să ieși din oraș, nu? Mamă, ce e în față aici? Aolo! Mamă, dădeți-vă de aici. Dădeți-vă de aici. Aolo, am ratat ieșirea cumva? Am ratat ieșirea. Aolo, am ratat ieșirea. Well, dăm semnal, hai că dăm semnal dacă e. Ne punem așa frumos pe aici. Amă, ne-a spart aproape parbriză, nu mai văd nimica. Hai că nu ne-ai merit chiar așa de rău. Ai, de capul meu. Mamă. Suntem încă ok? Suntem, mamă, deja suntem de un minut jumate în viață. Suntem ok, suntem ok, suntem încă ok, suntem ok. Nu mai suntem ok. Nu mai suntem ok. Dă-i tare. Așa, așa, așa. Hai, 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 hai. Nu, dă-te, dă-te, dă-te. Ok, we good, we good, we good. Ai, mă, ești... Bă, ce scheme îmi fac polițiștii ăștia, adevărat vă zic. Dar unde sunt tankurile? Mă, mir că nu sunt tankuri. Am 5 stele și nu văd niciun tank. Bă, eu nu mă supăr. Eu chiar nu mă supăr. Hai că cred că rezist, sigur, scoatem 6 minute. În momentul avem 2 minute. Aolo. Dă-te, mă, șerifule. Aolo, nu, 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 nu. Deci doar first person, frate. Cred că o să vă ia puțin cu capul.
Mamă. Oh, ok, ok, ok. Pe contrasens, pe contrasens. Mamă, dar cât de greu. Mamă. Deci n-am zis de cât de greu se controlează, frate. Noroc că avem bulletproof tires. Deci dacă n-aveam bulletproof tires, eram de duș. Eram duș de mult. Nu, 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 nu vreau să termin aici, nu vreau să termin aici. Nu, 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 nu. Ok, am scăpat, am scăpat, am scăpat. Mamă, mi-a dat boost. Mi-a dat boost-ul, nu? Hai să uităm în spate. Mamă, ce avem în spate. Mamă. Ia de ce schemă îi fac ăsta. Hați! Bine pe scheme, Andrei, bine. Ce schemă i-am făcut ăla? Nu-ți l-a așteptat. Gata, guys. Hai că e chip aici. Dar să nu mai fie un blocaj. Exact asta mă gândeam și eu. Mamă, l-am luat pe la pe parbriz. S-a terminat. Uți! Dă-te! A patra. Deci nu uitați, guys, să spuneți în secțiunea de comentarii ce challenge vreți să mai facem pe viitor cu volanul sau doar pe GTA 5, așa, ce challenge vreți să facem, dar de preferat cu volanul ca să folosim și modul ăsta cu volanul. Oli. Na. Schemă. Na schemă. Mamă, ce le fac, ești nebun? Chiar supraviețuiesc. Mă așteptam să fie mult, mult mai greu. Sunt 5 stele totuși. Aolo. Cum a sărit peste mine. No. Dă-i tare, dă-i tare, dă-i tare, dă-i tare. Deci dacă scopul meu, știți care este? Să ajung. Scopul meu este să fac înconjurul hărți. Adică mai avem puțin până la Paleto Bay. Și dacă ajungem întregi înapoi în oraș, misiunea este completă. Putem spune că challenge-ul este complet. Oh my god. Dacă reușesc să ajung întreg din nou în oraș, challenge-ul este complet, dar văd că treaba nu prea stă bine. Ok, Wichel, 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 Wichel. E cel, am toată poliția în spate. Uite-te ce e în spatele meu. Dă-i mai tare, dă-i mai tare, că nu mai pot. Uite-te ce e în spatele meu. Mamă, dacă se mai văd. Dacă nu e niciun blocaj în față, hai să lăsăm puțin mai ușor. Că ăștia nu țin pasă. Uite, și se spawnează o mașină în spatele. Se spawnează mașină în fața mea. Na, mă. Nu mă împingeți în afară, vă rog eu mult. Na. Ce să le fac cu schemă? Uite, bam, schemă. Ok, cred că reușim să ajungem. Sper să reușesc să ajung înapoi în oraș. Deci dacă ajung înapoi în oraș întreg, challenge-ul e complet. Dar nu e bine unde am ajuns. Nu e bine deloc unde am ajuns. Ok. Bă, dar unde sunt tankurile? Like, for real. Au dat ăștia update? La asta nu m-am așteptat. What? Nu! La asta nu m-am așteptat. Am scăpat, nu cred! Am scăpat, nu cred! Am scăpat, nu cred! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Nu cred că am scăpat din faza asta. Băi, nu m-am așteptat la faza asta, am uitat de faza asta. Mamă, și câtă viață mai am. Ok, Andrei, concentrează-te, trebuie să ajungem. Aolo. Concentrează-te, Andrei, că ai rămas aici. Adevărat zic. Adevărat zic că aici ai rămas. N-am rămas! N-am rămas! N-am rămas! N-am rămas! Oh my god! Oh my god, nu cred, bă, cum scap, nu cred. What? Chat, băi, deci dați un like pentru fazele astea că, mamă, dar iară blocaj. Cumva blocajele să vă fie. Dați un like pentru clipul ăsta că chiar e insane. Am făcut niște faze super mișto. Oh nu, oh nu, oh nu. Chiar că și eu. Un like neapărat pentru toate fazele astea. Oh nu. Și nu uitați, guys, dacă sunteți noi, dați pe acolo pe butonul de subscribe. M-ar ajuta foarte, foarte mult. Aolo, bă, ăsta e nebun la cap cu camionul lui. Fix acum s-a trezit să facă stânga. Hai, ce ai crezut? Hai, ce ai crezut? Hai, aolo. Mamă, mamă, mamă. Viața mea nu prea arată bine. Deci dacă ajung întreg în oraș, sunt zeu. Aolo. No.
Trebuia, frate, trebuia. Am ajuns în partea în care erau multe curbe. Era mega, mega dificil. Like, mega dificil să facem față. Oricum, eu zic că le-am ținut destul de bine. Mamă, uitați-vă că încă mai sunt elicoptere pe aici. Spuneți-mi în comentarii ce părere ați avut de urmărirea asta. Eu zic că a fost mega mișto. Unde ați mai văzut voi urmărire în first person așa nebună pe GTA 5? Mamă, deci cât de bine se mișcă GTA 5 față de 5M. Aici am 144 de frame-uri. Da, guys, deci până la urmă am supraviețuit 7 minute jumate aproximativ. Eu zic că m-am surcat destul de bine. Sunt curios câți dintre voi ați ghicit că o să supraviețuiesc, că atâta o să le dau acolo, care au fost aproximativ, o să le dau inimioara. Vă mulțumesc că ați urmărit acest clip. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai facem alte clipuri pe viitor cu GTA 5. Dacă sunteți noi, să vă abonați. Și nu uitați să aveți și pe clopoțel ca să fii primul când mai postez un clip nou. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ciao.